Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi este mișcătoare. Ea vorbește despre suferința unui tată care avea un fiu demonizat. Era așa de mare suferința lui, încât nu mai spunea ajută-l pe fiul meu, ci ajută-le, fiindu-ți milă de noi. Evanghelia care s-a citit, deci, pune în evidență câteva lucruri, câteva minuni făcute de Mântuitorul Iisus Hristos și o vestire, prima vestire a patrulor. În primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos vindecă un om care era atins de necredință. Îl învață credința și smerenia. Și am să vă explic cum. În al doilea rând, vindecă un copil demonizat. În al treilea rând, îi vindecă pe ucenicii săi de nepricepere duhovnicească, pentru că nu știa cum să scoată acest fel de demon. Pe când dintr-un început vă spun că evenimentul pe care îl relatează Sfânta Evanghelie se întâmplă la poalele muntelui Tabor. Imediat după ce Domnul coborâse cu ucenicii Petru, Iacob și Ioan de pe muntele Tabor, unde se schimbase la față înaintea lor, vorbindu-le înainte de patim de dumnezeirea sa. Iar când s-a coborât acolo, toți erau adunați și mulțime multă l-așteptau. Și un tată vine înaintea Mântuitorului și spune: Fiul meu, miluiește-mă pentru fiul meu, că l-am mai pierdut și este bolnav și este stăpânit de un demon mult. Și de multe ori îl aruncă în apă și în foc și a mâncat și pe ucenicii tăi ca să te mătuiască și n-au putut. Atunci Mântuitorul spune un cuvânt prin care vrea să-i sublinieze lui că este necredincios și că lucrul acesta se întâmplă lui pentru că tocmai că este necredincios. O neam necredincios și îndărâmnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda, aduceți-l aici la mine. N-am vrut să-i zic că direct pe necredincios. A generalizat, bine știi că atunci, ca și acum, cădeau mulți Mântuitorul Iisus Hristos și îl mulzeau, dar erau mulți care nu credeau chiar dintre evrei. Și la arunta Mântuitorul Iisus Hristos și-a certat Duhul, dar înainte de aceasta l-a întrebat pe toată copilului. Cum se întâmplă? Îl aruncă în foc și în apă și tot timpul păzim să nu-i se întâmple ceva. Crezi tu că poți să fac aceasta? Cred, Doamne, ajută-ne credințele. Sublinează prin acest cuvânt Mântuitorul esența că el nu credea și de data aceasta îl tămăduiește de necredință. Ba mai mult, după cum vedeți, el dobândește și smerenia. Nu mai spune generalizând că sunt un popor de necredincios, ci lui îi spune și el a înțeles atunci că pentru el vorbea, pentru credința ta puțină s-a întâmplat aceasta cu copilul tău. Și vedem că după ce el ceartă, el mărturisește: Doamne, de acum cred și prezența lui Viitor l-a inspirat. Ajută-ne credințe mele. Adică n-am crezut până la puterea minunii și nici a declarat pe față că este credincios de acum. În smerenie spune că sunt puțin credincios. Ajută-mă! Și atunci Mântuitor a certat Duhul mușii scurbi, care l-a copit și care l-a aruncat la pământ, a făcut spuvedea curând, când toți au crezut, auzindu-l cum răgnește ca murit. Și Mântuitorul l-a luat de mână și l-a dat Tatălui Său. Prin aceasta Mântuitorul Iisus Hristos arată puterea sa dumnezeiască. Iar după ce s-a petrecut lucrul acesta, spune evanghelistul Matei și Marcu de altfel, că a intrat în casă și ucenicii s-au apropiat de el
Și El care primise de la Hristos putere ca să dea, să tămăduiască orice boală și orice neputință în popor. Să ei care se întorseseră la Mântuitorul și îi spusese Mântuitorului că ne-ai dat o putere că până și demonii fug de noi. El i-a primit în casă și ei l-au întrebat pentru ce noi n-am putut să facem lucrul acesta. Și atunci Mântuitorul îi izbăvește și pe ei de această nepricepere duhovnicească. Și spune, acest fel de demoni se scoate numai cu post și rugăciune. De aceea a subliniat părinții prin această Evanghelie cât de important este postul, care disciplinează firea noastră și lungește viața omului, și cât de important este rugăciunea. Toate sunt cu putință celui credincios. Dacă i-a spus Tatăl de post ceva, Mântuitorul îi spune, toate sunt cu putință celui credincios. Ca să ne spune și nouă cât de importantă este credința, cât de important este postul și rugăciunea. Ca să ne întărim în lupta care stă înainte, să putem purta pe mai departe lupta postului până la capăt. Deci, postul și rugăciunea sunt două arii care înalță sufletul înaintea lui Dumnezeu și smerenia îl ține. Cu alte cuvinte, lecția pe care Mântuitorul i-a dat-o acestui tată care suferea cumplit pentru fiul său, a fost o lecție prin care l-a întors la credință și la smerenie. Ca să ne învețe și pe noi cât de importantă este credința, cât de important este postul și cât de importantă este rugăciunea. Tot în această Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos pentru prima dată vestește că Fiul omului va fi dus la Ierusalim și va fi răstignit, iar a treia zi va învia. Evanghelistul Matei spune că ucenicii n-au priceput cuvintele acestea. Dar dumneavoastră să pricepeți că Domnul vestește lucrul acesta înainte de patimile sale. Și cum în anul de ajuns sărbătoarea de astăzi, cât de important este Evanghelia care s-a citit și cât de actuală este pentru fiecare de noi, astăzi Biserica prăduiește pe o mare urmă a rugăciunii. Pe Sfântul Ioan Scărarul, care a trăit cu 80 de ani, era din neam din Palestina, dintr-un neam de oameni erudiți, pentru că învățase școlile până la vârsta de 16 ani, la vremea aceea, era o școală exclusivă acolo, iar la 16 ani, deci la sfârșitul secolului al VI-lea, a mers în mănăstire la Sfânta Ecaterina din Sinai. Se numea pe vremea aceea Mănăstirea Rugului Aprins. Și s-a pus ucenic la cel mai exclusiv pustin. Și acesta l-a învățat rugăciunea, postul, ascultarea, credința, lupta cu patimile. L-a învățat smerenia, l-a învățat dragostea de Dumnezeu, l-a iluminat, dacă vreți, ca să priceapă taina Dumnezeirii. Iar când a murit duhovnicul său, Sfântul Ioan s-a retras într-o peșteră pentru 40 de ani. Iar acolo fiind, un părinte din mănăstirea Rait, Sinai și Rait, acolo unde au murit sfinți martirizați pe 14 ianuarie, l-au rugat știindu-l exclusiv la minte să scrie o carte pentru călugări. Cum să poată călugărul să se mântuiască? Și a scris iubiților scara de unde îi se trage și numele. Înainte se numea Scolasticul pentru învățătura sa exclusivă. Apoi a rămas numele de Scărar pentru divăcia cu care a scris această carte și pentru cuvântul de folos pe care l-a lăsat duhovnicului. Cartea aceasta era, dacă vreți, un îndreptar pentru monah. Dar fiind pusă la îndemâna credincioșilor, a constituit
Un dicționar al rugăciunii și al comportării civilizate al omului în mănăstire, în familie, în biserică și în societate. A văzut în cușul cu comicesc ca o scară. Pentru că așa cum pe o scară omul se urcă din dreaptă în dreaptă până la unirea cu Dumnezeu, la fel a văzut și el. Imaginea aceasta a fost preluată oarecum și din Vechiul Testament, din vedenia pe care Sfântul Iacob a avut-o când la Betel și-a așezat capul pe o piatră și a văzut o scară care unea cerul cu pământul. Vedenile acestea despre scări duhovnicești le-au avut și Sfânta Perpetua și Sfântul Felicitas prăduiți la întâi februarie când ei mărturiseau pe Hristos. Și crucea reprezintă o scară către Dumnezeu. Că așa cum o luminare o pui și luminează cu lumina ei pe toți din casă, pe cruce se urcă Hristos, soarele dreptății care luminează toată lumea. Iar Sfântul Apostol Pavel vede un cușul duhovnicesc tot ca o scară. Iată cum spune Sfântul Pavel, adăugați la credința voastră răbdare, la răbdare încercare, fapta bună, iubirea, într-un fel este un cuș duhovnicesc, la fel ca acesta pe care și Sfântul Ioan Scăraru descrie. Pentru început, în treptele sale, vorbește despre despătimire, adică îndepărtarea omului de patim și înlocuirea lor cu virtuți. Vorbește despre muimare și despre fometare. Vorbește despre smerenie, despre ascultare. Vorbește despre credință și despre necredință, despre toate virtuțile creștine, credința, nădejdea și dragostea. Apoi vorbește despre plânsul duhovnicesc, care înseamnă plânsul pentru iertarea păcatelor. Și tot acest cuș se sfârșește cu dragostea desăvârșită pentru Dumnezeu, unirea cu Dumnezeu prin rugăciune și prin extază. Cartea aceasta a fost așa de importantă că ea a fost tradusă și în limba română. Dintr-un început l-a luat ca manuscris, dar Mitropolitul, Sfântul Mitropolit Dosoftei și Sfântul Mitropolit Varlaam o pune și devine, prin predicile sale și prin cartea românească de învățătură, temei pentru învățarea legii lui Dumnezeu pentru poporul român. Apoi, Veniamin Costan este cel care se ocupă și o lasă pentru biserică, ca hrană duhovnicească. Au fost și alte lucrări care au circulat în manuscris în timpul Sfântului Paisie, Felicicovski de la Neamță. A fost publicată de Nicolae Cornel, mitropolitul Banatului, cu sediu de la Timișoara, știți, care a fost și care a trecut la cele felice, dar și de în volumul nou al Bibliocaliei de Părintele Dumitru Stăniloae. Iată, deci, acest înger în trup, locuitor al pustiului, a lăsat în cartea ta, în cartea sa, sinteza filocalică a gândirii sinaitice din secolul 6-7, pe toată adunată. Părinții sinaiți erau oameni cunoscători ai Scripturilor. Acest lucru dovedește și Sfântul Ioan Scăraru, care după 40 de ani de pustie alege să rămână egumenul mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai. Este așa de mare acest părinte pentru că cu el se deschide ciclul filocaliei, Nim, Puznicul, Evagrie, Nil Sinaitul, toți acești părinți care au făcut să coboare prin rugăciunea lumina necreată energiei dumnezeiești din sufletul credincioșilor, au lăsat opere nemuritoare, din pagini nemuritoare de filocalie. Au scris despre răbdare, despre ascultare, despre smerenie. Ei au lăsat cele mai frumoase opere
dar începutul a fost Sfântul Ioan Scrav. Preiubiților, puține mai sunt zilele pe care le mai avem până la Paște. Este bine să urmăm, într-un fel, viața Bisericii. De fiecare dată, Biserica ne pune înainte pătimirea unui Sfânt sau a unui om al rugăciunii. Astăzi ne-a pus înainte icoana Sfintei Drosida, fiica împăratului Traian, martirizată după ce Traian a cucerit Dacia la 105-106. Deci, nici pe fiica sa n-a cruțat-o, pentru că ea s-a convertit la creștinism, văzând martiriul Sfântului Ignatie Teofor. De acum înainte, săptămâna care urmează este foarte importantă. Începând de luni seara, avem denia canonului celui mare, adică cea mai mare slujbă din anul bisericesc. Durează 4 ore, dar este de o frumusețe rară. Mâine, la ora 18, începe și am dorit să fim împreună. Apoi este Buna Vestire, când avem iarăși Sfânta Liturghie, Vecernia Unită cu Sfânta Liturghie. Taina Sfântului Maslu, iar vineri seara Sfânta Liturghie și denia Acatistului Maicii Domnului. Este aducătoare de mult bine această denie în viața credincioșului și este bine să fim cu toți. Este un lucru după obicei la care Biserica vă invită pe fiecare din dumneavoastră. Să le putem dar răul care caută să le împresoare, să le punem nădejdea în Dumnezeu și binecuvântarea Sfintei Treimi să se reverse în viața și în viața noastră. Amin.